Voi pregăti o salată verde. Am aici cam 100 de grame de spanac, două cănd de varză tăiată, doi castraveți mai micuți, trei fire de ceapă verde. Pentru dressing voi folosi ulei de măsline. Am aici zeama de la o jumătate de lămâie, sare, piper, un avocado, o jumătate de ceapă mică roșie, câțiva căței de usturoi și o mână de nuci. Mai întâi voi pune uleiul de măsline la ochi. Am să pun cam o lingură pentru a fi un pic de lichid la fund pentru a merge blenderul. Zeama de lămâie. Spanacul. Ceapa, usturoiul și nucile. Un vârf de linguriță de sare, un vârf de linguriță de piper și avocado. Îi voi da drumul. E puțin groasă și așa că voi mai pune un pic de ulei de măsline. Gata. În stadiul ăsta o gustați dacă mai trebuie sare sau piper. E delicios. Acum voi pregăti salata. Am aici varza. Voi pune castraveții. Și ceapa. Acum voi pune dressing-ul care l-am făcut. Cade. E destul de moale. Să nu fie lichid. Pentru că atunci salata va deveni prea lichidă, apoasă. Are nevoie de ajutor, așa că am să folosesc o spatulă. Și o voi scoate de aici. Ce bine arată acest dressing cremos. Acum să amestecăm. Am amestecat totul. Am mai pus un pic de sare, piper și un pic de zeamă de lămâie să fie puțin mai acru. Se poate servi așa sau cu crutoane sau cu chipsuri nachos din acele anteun. Eu am aici câteva crutoane și am să le pun așa pe margine. Uitați aici. Sănătos, gustos și de post. Acum că se apropie postul, este o salată perfectă. Salata verde.